Atâta stă în 3 ore, în dreapta aici, un brad. Și creanga unui brad, tuf, le dă o palmă amândurora și ia bă fularul repede înapoi. Ia la fularul, Aleti, Aleti, mamă! N-ați confirmat, mă, v-am așteptat. Cine mă să confirme? Ăștia care n-au două un leu în buzunar? Bă, să nu faci în 35 de ani de la Revoluție încă o sală? M-am aprins un pic. Îți dai seama că noi Steaua București n-avem așa ceva? Era în spate la Casa Presei și dădea pase cu latul și acum e la Tottenham. Deci e umflat, mă, și el. Bă, sunteți nebun la cap. Da. Noi n-avem două bazine. Cel mai tare bazin din București e la Otopeni. Un meci durează la noi o oră jumate și analiza lui 6 ore. Sau și a doua zi. Da. Bă, dă-o dreacu că s-a terminat 0-0. Mergem în față la Piția Polzan, care închidea ușa în vestiar și zicea în genunchi toată lumea și Neimi zicea cum în genunchi, că noi suntem ofițeri aia. În genunchi, bă, și punea în genunchi. Era să dau micul. Aoleu, mai bine sânge, mai bine te tai la mână și scurge sânge decât să lovești mic. De la FCSB și cu unul de la CSA. Și să le zici mata care este Steaua. Să ridic o palmă de acolo și strige una după cea fă amândurora. Am închis Ministerul Sporturilor. Deci, bă, dezvoltarea noastră este la 18 ani cu o oră de sport. Hai să nu mai veni să zicem românul cu tare. Ce ai făcut în România pentru? Dacă nu sunteți înscriși la Victoria Cup, hai să ne băgăm să mai facem o Caterinca la Liga. Hai să explici unui străin. Bă, de stai așa, mă, Steaua aia București care a câștigat Liga Campionilor. Ce s-a petrecut, mă? Pancone, Pancone care mi-a zis Cătălin, dragul meu. Nu mai e cu cine să mai bei în fotbalul de aici. Nici unul de șmecherii României n-a mers cu un autobuz. Păi voi mă luați la mișto și mă zigniți cu Semeghin că e șmecherul care Dumnezeu băuturii. Băi, eu n-am fost treaz la niciun antrenament, a zis. Fantastic, nu? Dar omul ăsta n-a păcărit niciodată fotbalul. Când chiar n-a păcărit vreodată. Bine, Cătălin. Nu mai bine, la revedere.